Se poate câștiga la pariuri un miliard de lei cu doar 2 lei? Este posibil așa ceva? Pe parcursul acestui clip vei vei înțelege foarte bine dacă este posibil și cum anume este posibil. La sfârșitul clipului, cel mai probabil voi lăsa un alt uh, un alt link în care vei găsi uh, cu dovezi Realitatea, se poate câștiga sume fabuloase cu puțină, puțină șanse și un pic de strategie. Strategia mea este clară, după cum vedeți mizez doar pronosticuri cu șanse reale de câștig și șanse mari încă din start, evit capcanele caselor de pariuri, comburile acelea idiote cu 1x2 sau uh, multe alte uh, prostii. Ok, dăm drumul la un nou bilet din proiectul miliardul. Cota este 31880.76, iar miza, așa cum v-ați obișnuit, doar 2 lei. Eventualul câștig la acest bilet este 121.146.92 RON. Prima partidă după cum puteți observa, Începe pe 10 martie la ora 19:45 și este vorba despre, despre meciul dintre Vitez și Roma din Conference League. Așadar, avem nevoie de 24 de pronosticuri verzi pentru a ne îndeplini obiectivul, acela de a câștiga un miliard de lei. Cum ar fi să câștigăm însă 500 de persoane această sumă. Haideți să dăm un like, un share și, bineînțeles, un subscribe cei care n-au făcut o deja. Ce poate așa? Poți, poți să ai șansa să fii printre acești acești pariuri norocoși. Codul biletului că nu vreau să vă rățin foarte mult este 9956 liniuță 3 O U de la Ulise. E încă o dată e și O de la Ovidiu, da? Deci este 9956 liniuță 3 O U E E O. După cum vedeți, partidele sunt mixte de până toate competițiile. Nu uitați, vă las în ultimele 20 de secunde ale clipului un, un alt podcast cu o doamnă care a câștigat peste, peste 8 bilete bonus dublu de tipul acesta pe care îl joc eu. Așadar, nu uitați, un like, subscribe și vă rog să-mi lăsați în comentarii când a fost ultima oară când ați câștigat la pariuri și mai ales care a fost ultimul câștig al vostru. Eu am fost Nicolae Vasile și nu uitați, până la data viitoare, pariați responsabil. Pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea.